Înainte de închiderea ușilor, Roberto vorbea cu Giulia pe terasă, au stat destul de mult de vorba acolo, din păcate închiderea ușilor le-a întrerupt conversația și la un moment dat s-a oprit puțin muzica, s-a auzit un pic din ce discutau și zicea Roberto, dacă după un timp de relație ea îi spune lui te iubesc, el în momentul ăla i-a aflat punctul ei slab. Și atât s-a auzit din discuția lor. Apoi îl auzeam pe Roberto discutând cu Antonio la masă, tot despre Giulia, și spunea Antonio că a fost uh, bine în seara asta, Roberto era de acord. Și uh, zicea Roberto despre Giulia uh, că este o copilă și... Totuși Antonia zicea, da, da, ai văzut că și la Hatice și cu Mihai s-au format un cuplu după 3-4 săptămâni, nu așa repede, îi dătea cumva speranțe că se mai poate chiar și acum ceva între Roberto și Giulia și Roberto zicea, da, da, la ea e mai greu că e mai copilă, este altceva decât la Hatice și la Mihai. Din câte văd, au fost între ei și în seara aceasta, între Giulia și Roberto, câteva discuții în care Roberto a vrut, încă mai vrea să afle dacă între el și Giulia mai poate fi ceva.